2019, stimați invitați, uitați cu dispozițiile articolului 410 al 3 din legea 250/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 138 din 16 decembrie 2016 în ședință de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți 9 consilieri. 9 consilieri. Se întâmplă deocamdată domnul Stasiu și domnul Pan. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da. Eu, contrar așteptărilor, mă simt mai bine decât anticipat. Mă simt mai bine decât suntem în vreme. Ca să ne bate, cred că aici mă simt în efectivitate, am ajuns la ultima serie de Consiliul Local. De anul 2016. Îmi pare rău că nu sunt prezente de consiliere. Probabil au întârziat participând la consultări la Cotroceni din partea ALDE, sau că din partea ALDE cei doi consilieri. Trec prin acest an, nu sunt de față. Și apropo de context pentru recontractarea noastră, aș face câteva considerații în legătură cu acest context care este foarte important prin ceea ce avem la ordinea de zi și prin semnificațiile contextului care vorbeam. Suntem, într-adevăr, la ultima reuniune, suntem într-un sistem de referință la sfârșitul anului fiscal, administrativ și din alte multe perspective. Suntem în ziua solstițiului de iarnă. Ceea ce am mai mică, dar nu începe să crească în mod normal. Mi-am putea gândi la ideea metaforică. Vedem că și speranțele noastre o să poată crească odată cu creșterea zilelor. Suntem și la un sistem de referință, mă gândesc la ordinea de zi. Apropo de anul nou care este aproape să înceapă, suntem aici ca să creăm premii, într-adevăr, pentru anul următor. Și partea de evaluare a resurselor financiare, și partea de obligații financiare care vor duce la constituirea resurselor pentru creșterea bugetară 2017. Este ședința în care aprobăm impozitele și taxele locale. Pentru anul următor este una din hotărârile cele mai importante pe care le-a luat Consiliul Local. Întâmplător am folosit expresia pe care a acceptat, eu cel puțin asta consider că acest moment al aprobării taxelor au o semnificație mondială pentru
și aleatoriu în sistemul administrativ. Mă gândesc la acest perimetru al administrației de locale și de cinci de genul, pentru că vreau de gând și am înțeles că avem bunăvântări acceptat la ordinea de zi și proiectul care nu a fost nu a fost adus la cunoștință în dispoziția de convocare. Nu rămâne decât să doresc succes, să ne dorim succes. Ca să-i izbândească și de data aceasta în cel bun, să reamintesc ordinea de zi care să fie acceptată de dumneavoastră, sper. Avem la primul punct un proiect de hotărâri cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 4/2016. Inițiatorul subsemnatul la punctul al doilea, un proiect de hotărâri cu privire la rectificarea bugetului tot pe trimestrul al 4-lea, inițiatorul subsemnatul. La punctul al doilea, un proiect de hotărâri cu privire la modificarea listei de investiții la partea de hotărâri pe anul 2016, inițiatorul subsemnatul. Propun să continuăm cu un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor totale pentru anul 2017, inițiatorul subsemnatul. La punctul 5, figurează un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea inventarierei materiei impozabile pentru anul 2017, inițiatorul subsemnatul. La punctul al 6-lea, și intră în pâine deja domnul vicesemnat, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea taxei de stabilitate pentru anul 2017. Deci, inițiator, domnul viceprimar, la punctul al 6-lea, în proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxe speciale de finanțare serviciului public de copii privind la oate programe și pentru informarea cetățenilor asupra riscului de incendiu și a măsurilor de prevenire și extinderea incendiului pentru anul 2017, inițiator, domnul viceprimar, la punctul 8, în proiect de hotărâre privind acordarea premiilor și titlurilor de fidelitate pot să rog, pot să invit pe domnul Sătăna
președintele, președinte, domnul Lata, îl felicit și îi doresc succes în conducerea deliberativului pentru ședința de azi. Vă mulțumesc, domnul primar. Doamne, domnul Măscării, înainte de a trece la următoarea zi, dau cuvântul domnului secretar, privind la procesul de evaluare din ședința de azi. Dacă pe marginea proceselor probabil de atunci în cele de ședințe anterioare, dacă sunt cumva completări sau modificări, dacă nu, supun votului dumneavoastră. De aprobare procesului verbal de chiar de ședințe anterioare, și este trecut. Mulțumesc, deci în unanimitate de vot, procesul verbal de chiar de cele două ședințe de îndată și extraordinară a fost aprobare. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Trecem la primul punct la ordine de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare de trimestru 4/2016. Pentru a gestiona profitabil timpul, dar prin ce ordinea de zi am spus important în primul rând, dar și blocată, o să dau citire expunere de motive la proiectul de hotărâre privind la aprobarea execuției facem acest lucru trimestrial, conform unui act normativ, care pleacă de la legea penală de autobuze locale, modificată și completată printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, și anume ordonanță 63/2010, articolul 49 al anului 2, dat fiind că trimestrul 4 se inaugurează în decembrie. Pentru celelalte trei trimestre facem după expirarea cronologică a trimestrului, acela ca normativ, mă cresc, dar și de faptul că este bine să o facem și asta facem acum, în luna decembrie, este finalul lunii decembrie. Este un moment de transparent a cheltuielii banului public, pe care analizăm. Eu am obligația ca un donator de credit, dar toate colaboratorii în compartimentul de specialitate, să vă informez. E bine că am desprins niște concluzii pe care am să vi le împărtășesc. Dumneavoastră a luat cunoștință în ședința pe comisie de material informativ, așa numitele anexe, aferente la proiectul de hotărâre. A văzut niște indicatori în ceea ce privește evoluția și execuția procesului practic pe parcursul anului 2016, numit perioada termenului, în lansări vor mai fi atâtea cât vor mai fi la bugetul local, ca și cheltuieli, dar parametrii de la momentul analizei, de la momentul de astăzi, sunt, să spunem, în apropiere de ce va fi la adunările anului. O să dau o citire mai întâi proiectul de hotărâre care propune la primul articol să se aprobe direcția bugetului local de bugetul 4 al anului 2016, conform anexelor 12 și 13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, primarul comunei și doamna Răgăuțeanu Romina, consilier, vor duce la îndeplinirea hotărârii. Articolul al treilea, secretarul ATR, Comunitatea Consiliului Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul comunei și instituție prefectului bugetul Bacău. Am să reamintesc ca bază de discuție pentru a facilita eficientiza în organizantul de liberare dumneavoastră câteva considerente care se desprind din situația statistică. Partea cea mai consistentă în operațiilor anexe. Avem de
valori în ceea ce privește evoluția bugetului, atât pe secțiunile funcționare, cât și pe secțiunea de dezvoltare, cu partea de venituri, în același timp și partea de cheltuieli. Avem aici niște procente privind veniturile proprii, care au fost realizate în această perioadă. Avem în semnătate procente bune, prea 95% la veniturile proprii, totalul veniturii în secțiunea funcțională de dezvoltare previzionate și încasate la un procent aproape 94%, apoi cheltuielile pentru secțiunile funcționale și de dezvoltare realitate în procent de 81%. Urmează să se mai încaseze, dar trebuie să suntem aproximativ la acest indicator în evoluția similară am avut un buget bun. Anul acesta, probabil, am văzut foarte ocazie. Este un moment de referință cel mai bun buget. Pentru că am acceptat banii guvernamentali. Este perioada când s-a derulat și practic s-a finalizat proiectul pe PNRR, modernizarea drumurilor locale. La momentul nu foarte îndepărtat, tot în servința răzăriară, să facem parte în considerare de ceea ce sunt medii inventariere a materiei potabile și previzionare implicită a veniturilor pentru bugetul anului următor. Dacă dumneavoastră ați revizat ceva, doriți la un lucru suplimentare, dincolo de obligația legală cu cea mai mare procesă și ideea de vă sunt de calitate de doamna Romina Răzăuțeană, contabilă, care e perspectiva bugetului mai bine, mai bună decât subvenatul, să stăm la dispoziție. Atât, domnule președinte, interzice aceasta. Eu mulțumesc, domnul primar. Eu fac un domnul Golfo, la Comisia. Comisia. Ai material? Nu, nu, să ai da? Da. Comisia nu dacă sunt înscrieri la cuvânt, pe marginea acestui proiect. Mă gândeam poate vrea ce mă întrebi cineva, de ce la cheltuieli procentul este mai mic în comparație cu venituri. La venituri am spus să începem undeva la 95%, venituri totale 94% și cheltuieli care înseamnă cheltuieli pe ce spune de noastră de dezvoltare, nu mai multe lucruri la tot. Dar nu este procent rău, dar nu este cel mai bun procent. Sunteți de acord cu în mod sigur, merită anumite explicații, dar la un președinte. Dacă doriți. Eu nu. Dacă doriți asta, să spune bine. Aici, cum să spun eu, de bună credință, eu, dacă îmi permiteți, o să încerc să vă dau aceste explicații. E respectoare de ceea ce reprezentam. Mai cu orice în afară de unitatea aia de state, suntem cetățenii comunității. Este un procent rău, dar nu nici cel mai bun. Pe mine personal nu prea mă mulțumește ca ordonator de grece și care mi-am dorit alături de politică și alături de toți care suntem aici. La un moment dat să putem realiza mai mult pe partea de investiții. Pentru că am avut un program de investiții, o listă de investiții, program de cum și cine am reușit să
termen de, am avut niște obstacole nejustificate, greu de acceptat, greu de suportat și așa mai departe. Și anume, în relație cu celelalte instituții europene, care au fost instituția de evaluare la Capele României sau alte instituții, chiar și Consiliul Județean, putea să ne aducem mai bun. Aici am prezentat, din păcate, o abordare excesivă în ceea ce privește violența, efecte birocratice. Am fost întârziat cu o autorizare a acestor lucrări. Valeu la niște lucrări care nu obligau la atâta vigilență. De deam în timpul drumului de pe Ostroave aici, care, în afară de asfaltare și toate celelalte etape care au premers asfaltarea, nu aduceau noutăți. Drumul exista, nimic s-au modificat elementele geometrice, mai ales în față, și mai departe. Aici am fost, pur și simplu, ținuți cu adrese, cu notificări, de primire și așa mai departe, care nu se mi-au dat pierdere de timp. La un moment dat, noi am realizat acest drum. Aveam în vedere ca să realizăm și altul la oameni. În lista de respectivă dificultate de drumul de la poliție, în centru aici, un tronson al drumului de la Tălbou Locuri, de tot în parte. Și vor rămâne în continuare în lista de respectivă, banii nu-i pierdem. Dar ăsta este sistemul. Aici să vedeți cel mai bine, ceea ce la un moment dat afirmam și discutam la momentul de analiză pe un an de zile, cu faptul să mai punem la februarie, martie, cum e o perioadă, că depinde de sistemul național. Nu putem, nu avem autonomie suficientă, poate și în mod trebuie național sub acest aspect. E vreme. Și alte aspecte sunt valabile, contextul financiar, contextul economic. Atât. Să vă mulțumesc. Trece la punctul 2, să vă mulțumesc. De proiecte de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului la Temudești, bugetul 4-2016. Mulțumesc. Rectificarea bugetară știm ce înseamnă, o anumită modificare în structura bugetului, în modificarea indicatorilor valori bugetului, poate fi de două feluri, pozitivă, negativă. Noi am avut întrecere față de este și cazul acestei rectificare. Poate cu mine ne-am mai intrat bani la bugetul local. La rectificare de față, repet, o rectificare pozitivă, am primit conform legislației din față alocări de credite, atât de la Ministerul de Finanțe, prin Direcția de Finanțe Bacău, cât și la o rectificare făcută de Consiliul Județean. Este menționat în motivația acestei rectificări mai mult o rectificare de tip formal. Deci banii aceia trebuie să-i primim în buget și trebuie să se regăsească în anumite capitole bugetare cu anumite destinare. Evident că nu o să-i putem cheltui, nu mai este primul. Dar se constituie în limite financiare pentru venituri din structura bugetului pe anul 2016.
proiectul de hotărâre. La primul articol propun să se aprobe rectificarea bugetul local de metru pată 2016 cu suma de 155.79.000 lei, la secțiunea funcționare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe, se poate parte integrată în prezentă hotărâre. Articolul al doilea propun să se aprobe rectificarea bugetul local de metru pată 2016 cu suma de 75.50.000 lei, la secțiunea dezvoltare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, situația anexă de parte parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul al treilea, după aprobarea hotărârii organizației de la neprimire de către primarul comunei, considerând aparată de specialitatea al primarului comunei comunale. Articolul al patrulea, după aprobare, dar în momentul în observație, va comunica hotărârea primarul comunei, compartimentului financiar, contabilitate și inteligenței subiectului de patrou. Atât. Domnul Octavian, președintele Comisiei Antropologice. Comisia numărul 1 a dat acest aparat. Vă mulțumesc. În scriere la urmă, discuții cu mai mare aceste proiecte de hotărâre. Să supunem la urmă. Cine este pentru? Deci, la punctul 3, proiect de hotărâre cu privire la modificarea listei de investiții ca o mai tempul de anul 2016. Deci, atât de multe mai multe spune. Vreau că este un proiect de hotărâre cu legătură implicită cu seara ce am dezbătut și vă mulțumesc toată aprobat mai înainte. Spunea că prin rectificarea a trebuit să găsim o destinație potrivită, chiar dacă nu va fi formal pentru sumele primite. Și, în mod logic, se modifică lista de investiții sub alte valori. Valoarea obiectivă, la un moment dat, chiar nu aveam suficient bani deocamdată pentru drumul la centrul poliției aici și cu ocazia asta deci, acolo am uit pe secțiunea de dezvoltare, mă cred. Și în mod sigur s-a modificat lista de investiții. La primul articol propun modificarea listei de investiții a OAT Bogdan de Zăbatov pe anul 2016 cu suma totală de 75.50.000 lei conform listei cu obiectivele de investiții de anul 2016 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local la OAT Bogdan. Observați că din ceea ce a rectificat numai această sumă, 75.50 se găsește pe partea de investiții. O parte au fost duși pe secțiunea de funcționare. Articolul 2-lea. După aprobare, primarul comunei și doamna Răcoteanu Romenea, consiliere în aparatul de specialitate a primarului comunei Bogdan, vor duce la întâlnire hotărâre. Al 3-lea, care este și ultimul. După aprobare, secretarul comunei, domnul Țelul Vasilu, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdan și compartimentului financiar, contabilitate și instituției prefectului județul Bacău. La fel. La urmărul numai Burgu Octavia, primirea numărul 1, pentru a fiți favorabil. Mulțumesc, domnul Octavia. Discuții cu mai care se pot de hotărâri, pe la cuvânt. Dacă nu, supuneți că vă aceste pentru. Deci acest proiect de hotărâri, în unanimitate, a fost aprobat. Deci, la punctul 4, de proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016. Te aduc, domnul primar, vă aveți cuvântul meu. Putem continua asta cu situația. Putem continua și în altă ordine. Eu nu pot să spun, nu fac niciun caz. Obiectuit cu anumită rigoare și cu anumite logice, eu ziceam că este mai bine să discutăm mai întâi
de aprobare a inventarierii mașinării impozitate pentru anul fiscal 2017. Ca să vedem unde ne vor veni banii respectiv ce impozităm. Da. Dacă se anunțează, eu cum vreți. Continuăm, e alegerea dumneavoastră. Am fost în locuție și continuăm cu aprobarea inventarierii mașinării impozitate sau cu impozitate. Da. Cum vi se pare normal sau logic? Hai să zicem punctul 5, nu? Ce? Care? De acord? Da, ce? Da, da, da. Da, da, da. Am spus că este un precedent mai tipic de... Repet, personal, mulțumim de doamne Alina Repică pentru această idee, care este, la urmă, o publicație. Am învățat pe un curs la învățăm. Legile ne obligă, în mod firesc, să vedem care este materia impozitară. Și ce impozităm la urmă. Deci noi, de manieră informală, mai mult în instinct, am mai făcut așa ceva. N-am ajuns la nivelul de rigoare, stabilit de citate, mai ales de partea de procedură. Exemplu, când proiectam abordarea, cum vreți să vă spunem, pentru anul următor, mai ales pe partea de investiții, de obicei, eram mai interesat pe partea de funcționare, oricum aveam pe partea de investiții, ca să știu ce pot face din ceea ce prevede programul pe care l-am gândit. Evident, în acord cu strategia locală, în acord cu cei cu care mă folosesc de obicei, din primărie și consilierii. Vreau să văd dacă să avem bani și ce putem realiza din ceea ce ne dorim. Slavă Domnului, așteptările din comunitate sunt și justificate și multe. Și atunci mergem la compartimentul de specialitate, doamna Luis, care duce funcția aceasta de loc ușoară a realizării venitorilor. Făceam estimare, în primul rând, pe zonele cu materie importantă impresionantă. Deci, cel care a dus bani la buget. De exemplu, la importul de salare, unde n-am venit bani cu de anul acesta, cu costă de atâmpul de costă de păcate, de costă de salare. Urmăream comparativ, domnule, cât bani mi-a intrat în mechericiu bugetat precedent, acum ar fi mențiat pe 2016, aici mai puțin predictiv situația. Cât bani mi-a intrat la TMR? Dar ce ne putem aștepta pentru Institutul Bugetar următor? TMR-ul care înseamnă taxa pentru doamne de transport, la un moment dat are o anumită dinamică, care poate fi aleatorie. Alina, care are și evidența TMR-ului, mai este la nume parcul de mașini de la societățile Șerban, aici este vorba mai mult, fabrica de confecti, ea ne primite bani pe potențialare, dar prin profilul de activitate, trebuie de Șerban, au foarte multe miloase de transport, comparat cu fabricul de confecti. Și analizam, domnule, la ce limituri estimate, ce ne putem ajuta. Deci, făceam acest lucru. În schimb, acum s-a realizat cu mai multă rigoare, cu mai multă rigoare. Asta este noutatea și asta ne ajută să ne stabilim. Sau să previzionăm, să estimăm bugetul de anul 2017, să vedem care era va fi problema, cum se spune. Ați avut la mapă ordonarea materialului pe care eu am apreciat foarte mult. Materialul fiind structurat pe niște perspective problematice. În primul rând, cadrul legal. Deci, am văzut că aveți
care chidonează această analiză a materiei podeală pentru anul 2017. Apoi, pe codul de procedură, în afară de legislație, care sunt compartimente sau persoanele care au competențe cu trimitere la această inventariere, Registrul Agricol. Nu? Este documentul de bază, cum analizam pentru activitatea doamnei Busuc, a compartimentului de specialitate, tot puțin mă vreau menționat de ce materia impozabilă. Dar să văd dacă
este obligatoriu ca să mergem pe un teren pe care îl avem de la teren, mai ales pe partea de investiții, este obligatoriu să mărim și deci așteptau să încercăm să nu le mai mărim pentru anul 2017. Scopul în sine nu este dacă sunt ok la urmă.
avut discuții de mari care sunt pe lucrurile. Dacă nu sunt, deci nu mai invitat de acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Deci revenim la punctul 4, proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propozitului de statistică de locare pentru anul 2006. Aveți cum invitat. Da, intervenție introductivă mai n-ar vrea să mai repet. Da, și să revenim la o idee care nu este nici a nouă, dar e pentru a completa importanța. Până am considerat pe expresie constatată ca o hotărâre de decumulare cu limitele de rigoare. Nu este ușor, dar legea obligă, legea ajută, mă gândesc la PROTPE, ne ajută registrația sectorială, corelativă, ajută cu materia importantă, care permite niște concluzii. Reamintesc, cum intenționat cum a trecut, de ce este foarte importantă această hotărâre. Pentru că ne procură venitul bugetului pentru anul 2017, atât pentru secțiunile funcționale, cât și pentru secțiunile de dezvoltare. În majoritatea cazurilor, bugetele locale, mai ales în localitățile rurale, avem zone mai reduse, au această proveniență din impozitul local. Evident că nu trebuie să rămânem abandonați numai în această viziune care poate fi anacronică la un moment dat, prăpuită, cum se spune. Știind foarte bine că sunt și alte surse de finanțare, fondurile europene, pe care le-am luat în considerare, am putea putea acționare, sau fondurile guvernamentale, care intră și ele în calcul. De exemplu, când am ajuns la concluzia, am să facem contradicție cu cei de la compartimentul de specialitate în anul 2008, am zis că avem toate șanse să accesăm în jur de 100 de milioane euro, până la 100 de milioane euro, banii europeni pentru grupul de acțiune de local, valoarea fondului, ai care membri suntem, sunt destinate bani pentru alte companii, sunt destinat bani. Urmează să centru de consultant să atrage o documentație specială pentru fondurile europene. Noi suntem să facem proiecte. Noi ne-am propus pe fondurile europene, am făcut un proiect tehnic și avem estimarea costurilor, de exemplu, ca să aducem la niște parametri moderne funcționale de circulație, spune pe robot, care are 900 și ceva de membri, este aproximativ dublu decât cel pe care l-am modernizat ultima dată, aici la Australia. Și în același timp, accesând suma respectivă, aproximativ 900 de euro, deci am zis că merită să încercăm ca să nu majorăm impozite și taxele locale pentru anul 2017. Rest, noutăți, sau certe noutăți care să aibă atingere cu impozitate locale de la Bogdanești, nu am găsit. Eu nu după ce m-am consultat cu cei din compartimentul de specialitate. Codul fiscal este o construcție care are o dinamică implicită și el. Știți cum mai nou și subiect de campane și post-campane se discută de cele 102 taxe care au fost eliminate și pot
Dar în discuție pe care le-am avut cu cei care sunt mai internă decât mine, de primărie, am înțeles că nu avem noi treabă cu aceste date. Deci, noi nu pierdem la bugetul pentru anul următor. Evident că există o logică aici, probabil de la bugetul central, iar iau unde mai pe urmăresc. Ca să nu revin mai ales cu dumneavoastră, în mod normal, cunoașteți prevederile acestui proiect de hotărâre. În momentul când am spus că nu sunt noutăți pe codul fiscal, nu sunt modificări, decât cele de corectură pe care le-am amintit și la elementarea în urma verificării curții de conturi, deci și aici vor opera aceste corecții și aceste prevedere din hotărârea de mare privitoare la zona. Deci am anunțat anunțe aici pentru că în final, după ultimele articole, este unul care se pregătește că se pot injecta taxe și impozite, deci aceste este un lucru de vedere ca procurător. Să nu mă ajută nivelul de rămână cele pentru anul 2016-2017 și bonificația să rămână tot de 5%. Ar merge la acela, Alina? Eu s-am dat la trebuie. Dacă trebuie articolul 2, după aprobarea doamnei reprezentantului
Romelia, consiliul consilier și doamna Ectin Carina, consilier juridic în aparatul de specialitate a primarului Comunei Bondrel, vor aduce la cunoștință în deprindere hotărâre. La articolul 3, după aprobarea secretarului Comunei, domnul Nicioi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bondrel, compartimentul financiar contabil, doamna Ectin Carina, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și instituții prefectul județului Bacău. Comisarul Bădăvodu, în fața aveți favorabil acest proiect. Și aici o sigură realizare. Fondul dotației de 3,87 este cel care provine din situația cu privire la cursul, ca să zic așa, al acestei taxe, care a fost aprobat de către dumneavoastră. Da, eu știu să. Dumneavoastră ați luat legătură cu
toate proiectele și propun la articolul să se stabilească cuantum taxe speciale destinate finanțării serviciului public de pompier civil a Comunei Bogdănești. Județul Bacău și pentru informarea cetățenilor asupra riscurilor de incendiu și a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la valoare de 5 lei. Pentru fiecare gospodărie din cele două sate care aparțin Comunei Bogdănești, Județul Bacău, pentru anul 2007. La articolul 2, după aprobare primarul Comunei Bogdănești, Județul Bacău, prin Comisia Tehnică Locală, privind PSI, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărâri. La articolul 3, după aprobarea secretarului Comunei, domnul Dumnezeu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabil, domnule Andrușcă Constantin și instituții perfecte, Județul Bacău. Vă mulțumesc. Înainte de asta, am și eu după, zic, familia Grigore dorează în 2017 un an fericit, prieteni bucurii. Ei au legătura direct cu cei de la PSI Bacău. Nu, 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 pentru ce folosește data asta, vă știți, de acolo? Pentru votare, pentru prevenire, pentru amantare. Păi la societăți nu facem noi votare. Păi trebuie să ne votăm să vinim care există pentru primării. Ei sunt obligați? Ei sunt. Și votarea nu se poate realiza numai ce data asta. Mai prindim bani, că n-am bugetul local, dacă vă mai amintim, ca să cumpărăm un altă. Societățile, deci entitățile economice sunt obligate prin legislație să aibă propria dotare de venituri, mai ales că sunt societăți comerciale și realizează venituri. Mai au și câte o persoană angajată, prevăzută în organigramă. Sigur, în momentul când ai un eveniment, trebuie să colaborăm, trebuie să sărim și noi, atâta cât suntem. Într-adevăr, au și niște dotări tehnice, un sistem de protecție. Aici că așa mi-am dat la unele care ne-a rugat, ne salvează pe o zonă ferească, cum încercată, spune domnul Grigore, dar ce trebuie să facă? Nu-i justificat. Oricum, legea nu prevede. Ne punem taxe pentru funcționarea serviciului nostru. Pentru dotare și funcționare. Dacă mai sunt, dacă nu, să punem în urmă. Cine este pentru? Deci, în acest proiect de hotărâre, cu unanimitate, a fost aprobat. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea premiilor de și diplomă de fidelitate cuplurilor din Comuna Bogdănești, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2006. Inițiator, Comisia numărul 2. Aveți cuvântul, doamna Cătănea, în prezență. Așa cum știți, luna de cercuri ne-a trebuit în fiecare an, ce-au trebuit în 2000 ani, sărbătorirea cuplurilor care au venit ce vezi în mică suprime între rândă. Și în acest sens, proiectul de hotărâre se referă la următoarele aspecte. Articolul 1. Aprobarea acordării unui diplome și a unui premiu de fidelitate în sume de 200 de lei cu cuplor care au venit sau primesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2016, cu condiția să aibă domiciliul în Comuna Bogdănești de Bacău. Articolul 2. Pentru a beneficia de prevederile hotărârii persoanele interesate, vor depune la Secretarul Comunei Municipiul de Bacău o solicitare de documentare documente. Actele de identitate ale soților originari și copie, și certificatul de căsătorie, original și copie. Articolul 3. Înmânarea diplomelor de fidelitate a acestor cupluri care au primit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă să se facă în cadrul prescris de către primarul Comunei Bogdănești. Articolul 4. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul Comunei Bogdănești, domnul Lăuncioare Vasile, secretar, și doamna Răcăuțeanu Romelea, consilier. Articolul 5. Hotărârea se va aplica numai în anul 2016, se va comunica de către domnul Măciorul Vasile, secretarul Comunei, primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, compartimentului stare civilă și instituției pentru arhitectului județul Bacău. Fiind un proiect inițiat de Comisia numărul 2, până am făcut și raportul de analizare și în mod firesc am dat ales acolo. Comisia numărul 1, pentru primul de tranță. Comisia numărul 1 a dat tot aveți favorabil acest proiect. Mulțumesc.
scrie la cuvânt discuții, cum ați venit să scrie proiectul de lege. Doamna Dumnezeu. Se spune mereu că timpul trece. De fapt, timpul nu trece. Noi trecem prin timp și iată de ajuși și în decembrie 2016 și la acest moment solemn, să zicem așa, vreau să vă felicit pentru că ați păstrat acest proiect de hotărâre, este inițiativă foarte bună. Să-i felicităm pe care au supraviețuit 50 de ani și să-i ajute Dumnezeu să mai supraviețuiască și să dea acolo, să aibă putere, să se mai suporte, că ceva de acolo încolo. Îi felicit, deși nu sunt prezent, probabil să avem și ocazia să-i felicităm pe parcursul lunii decembrie până la final, să-i încurajăm sărbătorilor și vă felicit și pe dumneavoastră că ați păstrat această inițiativă. Probabil cu siguranță colegii mei vor vota cu favoarea acestui proiect de hotărâre. Vei dori la mulți ani. Mulțumesc, Mulțumim. Dacă nu mai e altcineva, vă gândesc că primar, doamnelor și domnilor, din curiozitate, dacă puteam ști cine sunt fericiți. Victimele. Da. Lasă să anunț prin invitat. Prin secret. Dar noi nu sunt foarte mulți. Am înțeles de patru lucruri, dar... Patru lucruri. Este Toma Ion Florisis. Pești Ion de la Filipești, postul președinte al CAP. Dăsar, tot de la Filipești. Și... Dar e un lucru care nu scapă. Dăsar de la patru. Da, patru sunt. Să-i dă Dumnezeu sănătate, să ne întâlnim cu tăi și... Poate că nu spun să-mi fi la pe care te-a la pe care. Da. Poate că la pe care vă mulțumesc că... Este iubitarea ce-o scrie. De regulă... 27-a, 3-a zi din Crăciun. Cum, dar nu urmează să vă anunțăm. Și pe dumneavoastră îi vedeam să treci pe ei, eu o să le trimitem invitații. Festivitatea. Tot pe direcția asta, vreau să vă rog să-mi permiteți o intervenție, deci stabilim ziua, deja ai anunțat, care a revenit o cutumă la noi, și ziua și ora, mai ales că e o conductură mai solicitată, ca a spus, să fie la treia de Crăciun, pentru că... Da, da, da. Locul, aici rămâne, da. Și de bună dreptate, probabil că o să fim împreună aici. Mă gândeam ce putem face ca protocol. Alte cu puteri mai mari sau altceva, dau o amvergură din care noi n-am atins. Pentru toate persoanele cu toate aia, sigur, cu chestia cu premieră pe noi de parte, e clar, e destinată conform unor criterii pe care le-am stabilit eu. Mă gândeam ceva, mai putem face altceva? Mai greu de atât de copii. Ce oprim. Sau o să nu mai de pe teatru. Bine, atunci rămâne așa, ne întâlnim cu aici la ora 10, probabil, da? Să vedeți. Da. De abia, la fel, mulțumesc. Dacă mai dorește și de la să mai... Dacă nu se pune pe ora, cine este Pietro? Da, în urmă la invitate și așa ziua de hotărâre. A fost aprobat. Trecem la punctul 9 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind mandatat reprezentantul Consiliul Local Budăiești la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Comunitară și Salubritate Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale din județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Da, mulțumesc, domnul Olaf, că ați supraviețuit și titlului. Recunosc că și eu am făcut efort, l-am anunțat la ordinea de zi.
continuarea domeniului de activitate avizul, o să dau citire numai articolul. La primul articol, domnul Nicolae devine mandatar, calitate de viceprimar, îți dorește mai de mult să devine mandatar. Reprezentată foarte local, Bogdan, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salutizarea Bacălui. Eu zic aici, e o greșeală. Domnul Mitoare reprezintă Comuna Bogdanești, să mai suntem ca și entitate, în preferință. Dacă așa au scris ei, propunerile să vene de la ea. Am deja o adevărată... O, să zice ei de bine a fost? Nu, eu le-am propus, le-am mai propus o dată și așa mai departe. Am verificat de ce. Propunând eu o rugăminte, să facem în postul stăționului. Această votere, modificare și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație, organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare, a instalației de creștinul municipal în metrou. Deci, ce sunt de suficiente? Atât de rețetă de la primul articol. Articolul 9, cu data adoptării primării de hotărâre, articolul 4 de hotărâre pentru local, hotărâre numărul 11 din timp cea 3-a 2014, se ia în rog. Pentru că acolo era dumneavoastră delegat. Nu-i mai spune. Și eu. Articolul 3, prezentea hotărârii va fi comunicată de către secretarul la secretarul guvernului Matei Vasile. Asociației de dezvoltare intercomunitare, domnul Ghirgoare Gheorghe Viceprimar, prefectul județului Bacău și toate astea în condițiile lei. Acum eu m-am explicat, cum mă trebuie de camere, că nu-i camera de putere și de mine și de mine, să nu pot să fac mult. În mod firesc, eu am văzut cât am văzut treaba, dar eu nu am nici mașină, nici personală, nici ca primar. N-am uitat replica domnului Grigore de el, cumpărăm mașină. La care? La care? La care vă luat? Mașină se cumpere viitorul primar, da? Eu am văzut să profeții până acum, nu vreau să fiu de mare de la bugetul local pe o mașină, pe așa mai departe. Îi decontăm în mod legal. Dar l-am și rugat pe, mă rog, pe domnul viceprimar. În primul rând, dar e normal să rog, dar sunt sigur că se va duce și dacă mă rugam, dar eu vreau să rog, să înțeleagă și la hotărârea asta. Mă rog, este ce în domeniul de activitate conformată, dar nu viața de la așteptare. Poate să mă discut la un moment dat cu domnul viceprimar. Mai întâmplă dacă așa e viața, când nu ești, mai ce poate astea, mi-e trebuie, e important să meargă treaba în administrația locală. Te-i mulțumesc că am anticipat. Era punctul de vedere. Da. Comisia numărul 3, în ședința de ieri, a aprobat în mod favorabil acest proiect. Dacă sunt să scrie la cuvânt, dacă... Da, domnul Grigore, cum se spune? Eu îi mulțumesc la domnul primar. Că te-am făcut. M-am confursat mai sus un pic la... Problema asta pune în felul următor, că în legătură cu gunoaiele, de fiecare dată am avut probleme și poate ieșim o dată și o dată din gunoaiele. Peste vreo 10 ani am ieșit o dată asta, nu? Dar totuși s-a mai părut ceva, curățenii, chiar pe marginea grepii, rupurile, toate... Dacă nu ieșim mandatul ăsta, nu mai fi viceprimar mandatul ăsta. Am putut în partea ta. Da, 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 deci așa mi-e sigură de ea. Mulțumesc frumos. 6 domnul la plus sfârșit. O revizie de domnul frumos. Stați că deocamdată e propunere. A, să vedea cum vădează domnul. Da. Mulțumesc frumos. Dar poate dorește la altul consilier. Poate dorește altcineva să fie delegat. Dacă nu supunem la vot, cine este pe adron? Da, acest proiect a fost aprobat. Deci, la următorul punct, dar 10 ani se spune, aprobarea acordului adițional numărul 2 a zis la domnul primar. Da. Să procedez la fel, să dau citire direct de celor 3 articole, că nu cred că a avut răbdare.
care este bine așteptat. Ați luat cunoștință de ieri. La primul articol propune aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistemul Integrat de Management al DSE-ului Solidin în județul Bacău, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, potențirea domnului Grigore Gheorghe, viceprimarul comunității de adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistemul Integrat de management al DSE-ului Solidin în de Bacău. Articolul al doilea este cel de procedură de aprobare, hotărâre să fie comunicată către secretarul comunei domnul Cei Vasile, viceprimarul comunei Bucăre, Consiliul Județean Bacău, comunicarea de implementare a proiectului Sistem Integrat de management al DSE-ului Solidin în Județul Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea Bacău, Prefectul Județean Bacău, să fie adresat la cunoștință publică în condițiile legii. Dacă vă aduceți aminte, la documentul de poziție care s-a aprobat în 2013, dacă nu știu eu, era un act adițional, actul adițional numărul 1. Acum, urmează actul adițional numărul 2. Nu mai știm cât e vorba de aici încolo, dar ăsta este al doilea. Cum e la persoana juridică?
Da. Era mai ușor cum încât pune eu. Mai simplu și undeva mai onest. Deci recunosc că și pe undeva practica din administrația locală, am înțeles că de județul Bistrița, în discuții care am avut cu Bistrița, așa s-a votat. A dovadă că am avut dreptate pe legislație, dacă așa s-a votat, sau că a fost legal. De pe când a venit de la oameni și mai mult de la politicieni. Dacă tot așa în campanie i-au manipulat pe oameni și le-au sugerat că se pot descurca fără să mai plătească. Nu merge așa de la. Am acceptat ideea și iar trebuie să fie corect, nu mai pentru că noi nu avem suficient de educație și nu avem suficientă experiență pe sistemul asociativ. La mediul urban, de exemplu, cu noi se plătește la asociație. Deci, proprietarul de imobil locuit se plătește la asociație cu noi și la asociație. Tot la primărie. Tot la primărie. Da, deci prin asociație. Nu, nu, nu. Se plătește dacă specială la primărie. Și în vechi sistem tot așa era? Nu. Plătește la asociație. Acum adică cu ADIS-ul se plătește? Da, ADIS-ul fiindcă din comoditate și pentru România, după părerea mea, dacă taxa pe persoană este mult mai mare ca omul ei. Dacă aici ar fi să mă asumă, că răspundea, ADIS-ul undeva ne-a sacrificat. Și a încheiat un contract nu prea atent. Repet, calitatea juriștilor anumite zone sau indiferent mai înalte sau mai la mediul rural, se lasă de dorit. Puneam un exemplu adică, la un rabat foral, un bacău și un au și zic bacă cu treabă, adică contractul nu prevedea așa în procedură. Deci, articolul al doilea era din prezentul actul adițional, sunt numărul 2, care este la cele credere modificate cu locul de elementului pentru asigurarea prestării serviciilor de salubritare și oricele comune comun acord să stabilească în condiții legi taxe speciale de salubritare în sarcina unei judecătorilor casnic care să acopere tarifele operatorilor de salubritare care doresc, care desertesc utilizatorii respectiv cu luarea în considerare a tuturor activităților componente ale serviciilor de la colectare de șeful până inclusiv la eliminarea acestor deponii sau alte instalații de întregul flux sau deșeul. Taxa specială de salubritare va fi stabilită în conformitate cu prevederile planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferente proiectului sistem integrat de management și așa mai departe. Deci aici ce putem înțelege? Că se respectă tariful de la sistem, deci putem să-i dăm mandat într-adevăr să lucreze cunoștințe de cauză. Pentru toate OAT-urile, de atât de Bacău, care este de jurul pe aici, plăți vor fi efectuate conform schemei prevăzute în anexa 2. Adică noi plătim, în casă, ținem bani la ADIS și ADIS plătește rom prețul lui, după cât ne-am văzut. La utilizatorii cadre OAT-urile, membre ADIS, vor colecta taxa specială de salubrizare stabilită conform prevederilor articolului 18 de legii 1 al neamului de mai sus de la utilizatorii cadre. Asta a fost la punctul ăla, punctul de taxa specială asta colectată va fi transferată către ADIS, da? Se va plăti tariful operatorului, cu asta ne-am mai întâlnit. Tariful operatorului în zona ISMA, tariful operatorului la nivelul județean, operator de colectare, tariful operatorului care plătează instalația de deșeuri realizate prin proiectul ISMA, tariful operatorului care plătează instalația de deșeuri realizate prin proiectul POS, care ține de mediu, stația de sortare de la Mărinei și celulele 3 și 4 pe postul conținut operatorului. 2 de post-mediu,
autoritățile publice locale, respectiv oraș, Comănești, Buhuș și Târgovna, așa mai departe, vor plăti operatorul de salubrizare în existență care prestează acest serviciu pe rara de până în interesantă partea asta. Până la atribuirea de legalizarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor de poatele de zona X, operatori de salubrizare existente de zona X vor fi plătiți pentru serviciul prestat conform contractului de salubrizare. Chiar de aceea, nu suntem în situația asta pe care o avem parte. Autoritățile publice locale din zona X vor transfera taxa, nu suntem în zona X. Odată cu atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor pentru zona X, toți utilizatorii cazului în această vor plăti taxa pentru serviciul salubrizare, în care prețează conform prevederilor alineatul 2 punctul I, litera A, pe existenții în prezentul articolă, această taxă fiind transferată integral de OAT-ul către ATIS pentru plata operatorului. El implementează și pentru zona, așa numită zona mixta, care până acum a avut contracte separate și se implementează odată cu trecerea lor la ATIS, acela lucru pe care noi l-am aprobat. În prevăzute niște situații chestionale care nu ne privesc. Utilizatorii nu încarne, din zona de servicii operatorilor de colectare, pe noi parte. Iarăși, cum nu avem cu el. Este mai mult un act de reglementare în sensul cuprinderii celor de zona ISPA care nu au fost în adicțiune. Acum au avut contracte separate, nu au avut același operator, prin trecerea la adicție cu un operator comun, ei vor trebui, ca și noi, să respecte documentul de implementare. Practic, prin votul pe care va exprima domnul Grigore, prin mandatul acordat, în primul rând se acceptă beneficiarele de zona ISPA, comunele respective, și în același timp se votează că și ei vor trebui să respecte prevederile din documentul de implementare adus, ceea ce ne interesează noi. Faptul că tarifele de număr crește, vor rămâne cele din planul anual, este o garanție aici, că să fim foarte atenți, nu să umple la planul de evoluție a tarifelor. Așa cum am fost întrebat, atât de mulțumesc. Vă mulțumesc. Deci, Comisia de Pregătire a aprobat la acest panel. Proiect de hotărâre. Dacă sunt înscris la cuvânt, e lămurit. Dacă nu, supunem că vă și este pe anul. Deci, în unanimitate, acest proiect a fost aprobat. Deci, la ultimul punct al ordinii, solicitări care se aleagă Consiliul Local, domnul secretar, dacă aveți. Da, sunt două solicitări. Una de la Turcia Roșie, pe care dumneavoastră o știți, este mai greu. Acum au revenit cu o altă solicitare, prin care ne aduce la cunoștință faptul că, în funcție de numărul de locuitori, respectiv la localitatea noastră, între 1500 și 3000, suma pe care o propune ea, pe 1500, între 1500 și 2000 de lei. Așa. Mă rog, eu îl prezint atenției dumneavoastră, în loc ca dumneavoastră să hotărâți dacă da, între 15 și 20 milioane de lei, cum avem. Dacă sunteți de acord să inițiați un proiect de hotărâre vis-a-vis de acest aspect. Deci, pe prezent, am vrut să vă supunem atenție propunerea ca OAT Bogdănești să devină membru susținător al Crucii și Bacău, contribuind astfel la proiectele și programul aflat în derulare. Intervenție în caz de dezastre, asistarea persoanelor vulnerabile, puncte de prim ajutor în zonele populate, activități împotriva abandonului școlar, banca de alimente, cursuri de prim ajutor pentru populație, menținerea și dezvoltarea serviciului de ambulanță.
toate aceste activități necesită resurse financiare și subliniem faptul că nu dispunem de sume alocate de la bugetul de stat și este subliniat acest aspect. Reamintim că în concordanță cu statul nostru Ciroșii Române și legea de funcționare, legea 139/95, UAT-urile, respectiv municipiile, orașele și comunele, au posibilitatea de a deveni membri susținători pentru prima sprijinirea financiară și materială cu Ciroșii Bacău cu o sumă lei în funcție de număr de locuitori. Și v-am spus la ce sumă s-au luat. În virtutea misiunii noastre comune, aceea de a contribui permanent la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în comunitatea noastră, reiterăm rugămintea de a susține eforturile cu Ciroșii Române filiala Bacău. Avem în acest moment astfel de colaborări cu o parte din primele linii de județ, sprijin foarte util pentru desfășurarea activității și mărirea capacității de intervenție. Vă vedem câteva exemple. Municipiile Onești și Moinești, orașele Comune și Târgu Ocra, pe cum și o serie de comune, Asău, Băstălăși, Coloruș, Lecitoasa și altele. Am intervenit însă de fiecare dată acolo unde a fost nevoie de noi, o să adăptat și vara aceasta, adăptat și un model de hotărâre. Având în vedere colaborarea excelentă existentă a instituțiilor care le vizităm, vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat și o adresăm rugămintea de a ne întreba cu prim răspuns. Mai am o sugestie, dacă te vedeam ce ești, cred că, a doua corespondentă între Curtea Roșie și noi. Din păcate, despre noi trei nu am fost corespond. Dacă mă amintesc, exact la prima intervenție, propuneam să fie o genă diminuare sau mai diminuat pe ventele. La cuantum asta de 110 milioane, eu sugerez, eu rog Comisia de Sănătate să inițieze într-adevăr un proiect de hotărâre pentru că într-o țară civilizată, și noi suntem o țară civilizată, mai ales atunci când ne putem întâlni într-o zonă de echilibru, deci 110 milioane nu e mult față de ce. Și Doamne ferește să nu suntem în situația când o să avem și noi nevoie de ceea ce se numește solidaritatea altora cu noi și noi cu alții. Cred că putem plăti, nu că de mare cheltuială, din potrivă, s-au diminuat, s-au mai îmblândit mesajul, pot să-mi am urmă să răspundă cu bună voință. Pentru că am următor, nu este o problemă. La prima ședință, chiar am să rog comisia voi și mă înțeleg, sunt convins că toți consilierii vor accepta această susținere. Mulțumesc! Sunt în asentimentul domnului Tuna și eu. Sunt de acord. Da. Mai există o notificare adresată Consiliul Local. Sindicatul Liber de Învățământ, cu sediul în Bacău, starea de Bărbore, numărul 4, medicistă de persoană juridică, în baza sentinței 17 din 7 din 7090, și de subiectului, mă rog, cu pot, cu scau, cu toate. Așa. Fiind președinte profesor Turcaru George Adrian, numele membrilor de sindicat, cadrul Unității de Învățământ din Comuna Bogdănești, în temeiul dispozițiilor articolului 28 din Legea Dialogului Social 62/2011, în temeiul dispozițiilor articolului 1082/88 din Codul Civil, așa, în temeiul dispozițiilor articolului 1 din Legea 1/71/2009, modificări și completări ulterioare, prin raportare la decizia 2/2014 pronunțată în interesul legii în alta curte de casație și justiție, vă comunicăm următoarea notificare, prin care vă solicităm de îndată și cu precădere punerea în executare a titlurilor executorii a sentințelor civile pronunțate de Tribunalul Bacău în dosarele ce au ca obiect drepturi bănești, dobânzi legale calculate la diferențele de drepturi salariale. Vă informăm totodată că, în respectarea hotărârii judecătorului, se sancționează potrivit articolului 27 alineatul 1 litera I cod penal, prezenta reprezentând cereri de executare la, în accepțiunea legii penale. Și de președintele care v-a specificat. Este adresat instituție primară. Evident că a fost în adresă să mă bine dispun în amplitatea. Și Consiliului Local. Și Consiliul Local. La care au primit prezentat. Către Consiliul Local Bogdănești. Vă rog, ce am făcut. Părerea de vreodată.
Vreau să discuție așa care m-a mai liniștit, dacă am o reușit să pregătesc amenințărilor penale, practic. Să repet expresia de la temeiul legii. Domnul Liviu de sindicat care a uitat o singură lege sau o singură temeie legală. Noi nu suntem angajatori în cadrul didacticii. Dacă nu avem să puneți noi, este o problemă. Bine, probabil gândește în înțelepciunea lui domnul lider de sindicat, când eu, ca ordonator de credit, trebuie să prevăd credite pentru plata sentințelor și dumneavoastră, ca și consilier, să votați. Uitând domnul lider de sindicat că banii pentru salarizare nu vin de la noi, din bugetul local, nu mai trec prin bugetul local, vin de la Ministerul Învățământului. Este așa? Ia poate mai lămuriți din Mulțumesc pentru vizionare.